Sara, ca și te recrut am nevoie de doi voluntari, deci avem nevoie de voluntari cineva care are ceas sau telefon cu aplicație de ceas. Ok, timekeeper. Te rog frumos să mă întrerup și să-mi spui când se vede și jumătate acum. Clar, trebuie să fim jos, cum, la fix sau la fără 5, fără 10? Cum la fără 5, 5 sunt bun și eu. Ok, deci când se face fără 10, când, așa, când se face fără 20 și fără 10, te rog frumos să mă întrerupi. Și cum v-am amenințat data trecută, mai avem nevoie de un voluntar să stea la cameră și avem cât? Jumătate de oră? Deci o să pun deschide fiecare câte o felie de 5 minute ca să puneți mâna pe echipament, să vedeți că nu mușcă și să... Deci o să facem de la simpla publicată, seara asta cât învățați să-i dați drumul la cameră și să vă uitați, să urmăriți vorbitorul și o să mă bântuim pe aici ca să vă fac să vă mișcați în camera. Data viitoare facem mai multe chestii, dar seara asta o să fie simplu, simplu, simplu. Deci cine vrea să fie primul cameraman de seara asta? My hand first. Ok, so Livi de obicei stăm la butoane, așa că am să te punem pe tine. Yeah. Te rog, dacă te lângă Bogdan, nu-i cu Bogdan, nu mușcă în seara asta, deci e ok. Iar eu o să pregătesc un slide ca să îți fac treaba cu camera mai ușoară. Right now, or? Deci avem aici o chestie, dar să știi dacă așa. Camera, may I have your attention, please? Așa, deci, camera se mișcă trăgând de maneta aia și de acolo se pune și înregistrarea, e pornită acum. Dar vreau să le explic tuturor ceea ce vezi tu pe display acolo. Deci, display-ul camerei, fie că este ecranul care îl desfaci din cameră, fie că e vizorul, camera asta și vizorul, te pot fi pe urmă cu ochiul prin ea, o să vă arăt o imagine asemănătoare. Deci are tot ce se vede prin cameră, vezi prin vizor sau prin display, ca la un aparat fotografic. Și vor apărea niște indicații, niște litere, niște cifre. Sunt multe. Dacă uitați la camera aia, sunt totul aici, e o cameră profesională, cum spuneam. O să începem cu chestiile simple. Cele mai importante chestii de pe imaginea aia, cele mai importante pentru el, sunt astea trei. Deci aici, într-un colț, dacă nu mă știu, camera e pornită acum, deci trebuie să apară REC pe acolo, pe undeva, scris cu roșu. Când vedeți simbolul ăsta aprins acolo, înseamnă că camera înregistrează. Dacă nu-l vedeți, nu filmați. Deci, da, e o chestie filmă. Te uiți pe cameră și te aștepți că ai filmat, dacă nu scrie REC acolo, camera nu merge. Asigură-te că merge. Toate camerele de filmat sunt făcute oarecum la fel. De ce? Pentru că sunt instrumente profesioniste și în domeniul profesionist oamenii fac școala, petrec mult timp în școală, după aia își dau examene poate lui costă bani și nu vor să fie nevoiți să reînvețe ridicat cum se schimbă brandul de la cameră sau modelul sau tehnologia, să învețe din nou toate chestiile. Și de aia, cu cât mergi spre chestii mai scumpe, cu atâtea butoanele se cheamă la fel, sunt în același loc, au aceeași culoare, totul e foarte similar. De exemplu, această cameră e făcută, dacă vă uitați, are un fel de zgardă, de curea pe partea, deci asta este dreapta mea, dreapta lui, ok, pe dreapta camerei. Și dacă ai fi să-ți ții mâna, poți să rotești camera, să o vadă toți. E ok dacă filmezi pe rete. Vezi? Vedeți, are o brățară aici. Și deci dacă n-ar fi pe trepied, ai ține-o mână, ai băgat mâna între brățarea aia și camera și ai ține-o cu mâna. Ai cum ții mâna acolo, sus aici, e un buton, ca un întrebător, să ai pe rete. Da, numai că nu să stea jos sau sus, stă pe mijloc și puteți să-l împingeți voi, jos sau sus. Ăla controlează, cum se spune în românește, transfocarea, zoom, da? Cât de departe sau cât de aproape vezi. Și dacă pui mâna pe buton și încerci să faci un prim plan, o să vezi că îți apare ceva de genul ăsta pe ecran, o chestie cu W și cu T și că se mișcă o liniuță între alea două. Yeah, am zis. Ok, W vine de la wide, T vine de la telefoto. Care poate că nu vă spune nimic, dar poate vă aduceți aminte că în limba română, când auziți tele ceva, înseamnă la distanță. Telecomandă, stau în pat și schimb canalul de la televizor de la distanță. Telefon, îmi sun bunica, trei județe mai încolo, fără să mă duc la ea. Deci, telefoto înseamnă când e obiectivul reglat să vadă hărți departe. Și wide este opusul. De ce numit wide și larg? Pentru că dacă stau aici, mă văd pe toți. Dacă m-aș pune niște ochelari de ea munță, dacă m-aș uita printr-o lunetă să văd pe Liviu, pentru că, din cauza naturii fizice optice, îl văd numai pe limbi și atunci unghiul meu de vedere e foarte strâns. De aia, când e departe, se numește pere, care se numește departe, și când este aproape, e wide, că vă văd pe toți. Asta se numește V și T. Toate camerele din lumea asta o să aibă un astfel de indicator care apare pe ecran când umblați la zoom. Asta fiind o cameră profesională, în aceeași idee de a încerca să emiți dispozitive vechi ca oamenii care au învățat odată să-și poată folosi ce au învățat toată viața, camera asta are un inel pe obiectiv, care se poartă exact ca inelele de la camerele normale în care tragi din el ca să faci zoom mai mare sau mai mic. La această cameră inelul nu mută lentila, dar e ca roata de la mouse, dă niște comenzi de calculator care fac să mute lentila, se poartă absolut la fel. Deci dacă ați fost învățați cu camera de fotografie de aia normală, puteți să țineți pasta absolut la fel și se mișcă zoom-ul de la inelul de pe obiectiv. Ce face? Ce?
Poate ce doar și nu cum da, decât un feedback, îți indică unde în plaja de transfocare e pusă camera acum. Ca să știi, de exemplu, dacă aș fi aici și să presupune că era mai în spate cu mulți metri, au trecut 5, aproape. Să pregătești următorul voluntar, mai e un minut. Deci dacă aș fi pe aici și ai fi la un spectacol la ceva și te gândi că vrei să vii mai aproape, te uiți la chestia asta și vezi dacă mai e, că dacă nu zici deja aici, nu mai e unde să duci mai aproape. Și atunci fie trebuie să spui artistului să vină mai aproape, fie iei camera, te duci mai încolo. De asta ți apare treaba asta, ca să știi cam cât de departe și de aproape mai ești. Hello, Benny. Te rog. Următor. Oh, come on. We're a team, we have to work together. Bun. Veni? Laura. Ok, învăț. Învăț, promit că învăț. Așa, poți să-ți, deci, ecranul ăla se rotește și așa. Deci, cum deci mai scundă, ți-e poți spune să vezi dreptul ea, să trească să te întinzi. Adică, față de alte dispozitive, la care nu se poate schimba nimic, ca să se poate pune ca să fie pe fața ta. La fel cum și tot așa, la fel, pentru ochelari. Dacă tu ai ochelari, îți poți, de la vizorul se vadă clar prin ochelari, să-ți, ca să ți dai jos, să te uiți până pe vizor. Fuge? Ne lasă? Ne părăsește? Ah, bun. Mai are ceva întrebări la cum merge zoom-ul la cameră și cum arată pe ecran? Bun. Cu rec am lămurit, cu W și T am lămurit. Dacă o să o dați jos de trepied și vă uitați, chiar pe butonul de sus scrie W și T. Ok, și mai avem chestia asta. Deci vezi, la aia este în partea de mijloc. Deci eu am desenat-o aici ca pentru camera cealaltă. La camera aia, acest trăznaie este în mijloc aici. Vezi niște benzi colorate care se mișcă când vorbesc eu? Ala, bala, portocala. Uite-te acolo, se mișcă? Bun. Ăla este un indicator care îți arată sunetul care intră în cameră. Îți arată dacă e sunet și cât de tare e. Ca să știi și să nu registrezi liniște. Și tot, iar, toate camerele profesionale și toate camerele care încearcă să imite camerele profesionale, îl au la fel, tot așa e cu verde, cu portocaliu și cu roșu, se mișcă când vorbești și cifrele de jos sunt cam la fel, tot așa, pentru că oamenii care au făcut școală să-și poată folosi informații. Acum, cifrele de jos, unele camere au nimic aici, aici au un 12, un minus 12 sau minus 20 și aici au un 0, alte camere, cred că este nu atât mica, nu, au minus infinit aici. Care trebuie ați ajuns la matematică, la chestia asta cu infinit sau vorbesc în străin? Ok? Deci, în termeni foarte simpli, ăsta înseamnă deloc. Minus infinit înseamnă așa de mic că nu se vede. Deci dacă s-ar aprinde decât bara asta sau niciuna, înseamnă că nu e sunet deloc. Fie nu-ți merge microfonul, fie toată lumea tace din gură și liniște perfect în cameră. Și pe măsură ce se aprinde multe, mai multe, mai multe bare, ajungem la locul unde scrie 0, care ăștia 0 vor să fie 0 decibel. Acum bănuiesc că, în afară probabil de nervi, nu ajuns nimeni la matematică încă la ce se ia logaritmi, așa că n-am să vă stresez și plictisez cu matematica. O să vă spun doar că în domeniul ăsta, pentru că toate timpul sunt diferite, oamenii, în loc să folosesc o măsură absolută cum e metru, da? Să măsură dacă masa asta are un metru, scoți rigla, pui are un metru. Sau nu are un metru. Și nu-ți trebuie decât rigla ca să măsuri. Și asta e tot. E, în domeniul audio au zis, hai să facem o chestie comparativă. Hai să alegem un nivel de tare, să spunem, uite, că vorbesc eu acum, asta este nivel din standard. Dacă se aude așa de tare, e bine. Mai sus sau mai jos, vrem să-l exprimăm în funcție de cât de tare s-a auzit acum. Și atunci au ales unitatea asta de măsură, decibelul, care are sens numai dacă este, dacă face referire la ceva. Iarăși, vreau să mă plictisesc cu diferența dintre dBm și dBi și dBv și alte trăznăi. E vorba doar că când ajunge banda asta până în capăt, sau până aproape de capăt, te apropii de nivelul standard. Înseamnă că e suficient sunet și că s-a înregistrat suficient sunet, cât să fie după aia procesat și redat în căști și se audă bine. Dacă merge spre minus infinit, e din ce în ce mai puțin sunet. Dacă e numai pe aici, pe undeva, nu se aude prea tare. Sau chiar deloc. Te rog. Sorry? Fără 20. Mersi. Următorul voluntar? La cameră? Hai. Mulțumim frumos! I'm here. Ok. Și deci cu cât e mai în față, e mai mult sunet, cu cât este mai spre e mai puțin sunet. Normal că dacă tu ți-ai reglat toate chestiile în cameră și dai drumul omului să vorbească și orice a spune și dacă murmură treaba asta sare așa și tine să spargă chestia cu zero, este mult prea tare. Va trebui să-ți reglezi fie camera, fie să rogi pe unul de la sunet să dea mai încet pentru că distorsionează, e mult prea tare. Invers, dacă e pe aici pe undeva, ai nevoie de mai mult volum. Deci, iarăși, la fel ca și ăsta, ăsta e de feedback. Să vezi ce se întâmplă, să nu fii surprins de n-am avut sunet în seara. Bun. Și mai erau niște linii gri, care pe... Eu de aici le văd, dar pentru că le vedeți. Vedeți niște linii punctate?
pe aici. Deci unele camere chiar au opțiune în care să pui gratile astea să se vadă pe ecran. Grid lines, da. Canonul are, asta nu are. Ele împarte ecranul întâi. Deci e o linie aici și o linie aici. Și una aici și una aici. La viteță e una, două, trei și una, două, trei. Ideea cu liniile astea e vorba de două concepte artistice, dacă vreți. Deci când omul se plimbă, sau când ai un interviu și vorbesc unul cu altul, trebuie să lași, cum se spune în engleză, no space. Deci ar trebui ca fața omului să fie pe aici, pe undeva, sau ceva pe linia asta, ca în direcția în care vorbește el sau la care arată, sau dacă vorbește și cu public imaginar, să rămână loc, să sugereze oamenilor care văd după aia la televizor că acolo era publicul sau acolo era interlocutorul. Și dacă sunt doi, tu așa, ideea să vezi zoom-ul de așa manieră ca să fie capetele cam pe aici, să nu fie așa. Sau să fie așa departe, că sunt undeva pierduți emoții. Iar cu linie verticală, ideea este că dacă ai un cadru cum e acum, care vrei că pe mine vezi de pe aici pe undeva, să fie ochii omului undeva pe linia asta sau imediat deasupra linii. Presupun că e cap pe cap. Evident că dacă vrei să faci prin plan, capul va fi tot cadrul. Dacă filmezi de departe, să fie pe aici ochii. Pentru că, natural, omul când se uită la televizor acasă, cam acolo îi se duc ochii. Și atunci, când vrea să se uită la niște personaje, acolo este cel mai comod. Dacă ia să dă jos sau susul cadrului, e aia să te uiți în jos sau susul ecranului de acasă. Deci, încercați să, când filmați, când prindeți în cadru, încercați să țineți fața omului pe linia asta și dacă omul, dacă acțiunea, dacă ceea ce filmați e ca și cum ar vorbi omul cu un public și camera e pusă de așa manieră că puteți filma, de exemplu, la predică, cum stă camera fix în fața lui, dar nu ai cum să-l ia din lateral, încercați să-i lăsați omului spațiu în față. E de asemenea, treaba asta este, cu lăsatul spațiului, mai ales importantă când filmați ceva, nu știu, ca o piesă de teatru sau ca o manifestare în care mai mulți oameni vorbesc și în care ar fi recomandat să știți dinainte cine o să-i dea replica cui sau cum se schimbă chestiile, ca dacă omul vine așa și spune trei cuvinte și pe aia se întoarce, camera deja să se întoarcă jumătate de cadru ca să-i lase, cum spuneam, loc la nas. În față. Asta e. Nu. It's also called the rule of thirds. Da, exact. Pe de acolo vine chestia cu împărțitul trei și de ce oamenii se uită ca un treime superior la tabloul. Exact. Și în fotografie se folosește. De exemplu, unde ar fi linia pământului, linia norilor sau... Exact ca acolo. Da. Bun. Au trecut? Da. Liviu mai are 1 minut 30 de secunde. Ok. Este clar până aici cu ce se vede prin cameră? Sigur? Yeah. Bun. Deci, astea sunt the basics. După ce ne devin clare chestia asta, o să învățăm mai multe chestii. Să ne uităm și pe meniurile de la cameră, să vedem ce fac bufele după aia și altele de momentan. Și keep it simple and stupid. Bun. Dacă chestia asta este clară, facem o foarte scurtă pauză administrativă și vă întreb cine o să fie mâine aici, cine, adică voi știți când vin părinții voștri la vizită, cine vine dimineața și cine vine la dânsă. Liviu, știu că el este lipit de butoane. Dimineața, prânz. Bun, aș dori să știu dacă unul dintre cei trei care a spus că veți fi aici inclusiv mâine dimineață, dacă doriți să faceți ce ați făcut în seara asta la cameră. O, avem trei deja. Dimineața cum e? E o introducere și după aia? Doar o rază rugăciune. Stai și că Laura nu cântă la pian în timp ce are loc predica de la oră de rugăciune, nu? Deci și ca să o lăsăm pe Laura să ajungă de la pian la cameră fără să rupă mocheta, cum sunteți voi doi, nu? Putem pune un voluntar înainte, filmează 10 minute, ia 10 minute și pe urmă 10 minute. Și atunci, cât Laura cântă la pian și trebuie să închide frumos ultimul acord, să se ridice, să ducă la cameră, e deja ceva la cameră. Deci trebuie să-i dăbăre mâine, trebuie să zbor de acolo. Vreți așa? Facem așa? O să, deci eu să abur, dar o să fim pe scaunul lângă voi, deci nu vă lăsăm singuri în apă. Bun, deci tu atunci ai feria de la mijloc. Cine vrea primul când cântă la la pian? Tu ești primul, la ora a doua și lumea ta? Să ajung. Numărul 3 sau numărul 3? Bun. Și te cheamă cum? Ca să-mi și eu. Mihaela. Mihaela, ok. Mihaela, veni la ora. Ioana, you that have to come in the morning. Rămâne așa sau mai sunt problemă? Bun, ok. Cum spuneam, o să fie eu, fie Bogdan în cameră, deci dacă se supără camera pe voi și pune mesaje de eroare sau ceva, suntem acolo să vă ajutăm. Dar vrem să apucați să puneți mâna din prima. Și restul de trei, trebuie că veniți la jumătatea zilei sau veniți deloc? Bine, uite, Eric poate să facă... Ok, și s-a schimbat iar camera, foarte bine. Și mai avem ultimele 5 minute. Ok, și deci întrebarea era dacă dintre cei trei care veniți după aia doriți să faceți același lucru la predica principală, la evenimentul principal, doar așa, prin rotație. Hai, bun.
Ok. Bun. Atunci mai ne puteți să ne schimba. Pot să fac eu să stai la sunet, să rușu tu la cameră. Uh-huh. Și cum facem? Facem treaba asta prima oară, adică după ce e școală, să faci după aia pauză și după aia intră predica cu mare bine. Și deci filmezi tu primul? Adică dacă ne schimbăm atunci de la început sau începem Nelu și după aia ne schimbăm în timp? I'm fine. Like, if you do the same, we can, like, half of the time I can film and half of the time he can do the verses and the songs and then we can switch. I know how to do the verses and the songs. Bun, atunci tu treci primul la cameră să stai la butoane, okay. După care Nelu și după care ne putem, da, dacă vrei. Și Eric. Și Eric. Alright, ok. Eu prima jumătate și pe asta noi la două jumătăți. O să fie trei jumătăți, că avem trei voluntari. Yeah. Eric, vrei și tu să filmezi mâine, nu? Yeah. Perfect, ok. Bun, super, așa să fie. Cât mai avem 5 minute, 4 minute, cât mai să fie? 3 minute, perfect. E perfect pentru că nu mai avem decât un singur slide care a rămas de trecută. Zi, Anta, dacă vrei să mă treci. Trei până afară 5 sau până afară? Păi am zis să termin eu la fără 10, ca să putem ieși frumos și vizat din sală 5 minute și să ne strângem toate astea. Să las buffer. Oricum, probabil că dacă îmi iau 5 minute o să mă întind 7, așa că... I enjoy it. Bun, deci rămâne că împurisem de ăștia și era... Unde e? Deci urma să vorbim de ăștia alții. Sunt convins că ați văzut conectorul ăsta la voi în casă pentru că e un conector făcut pentru electrocasnice, ca să le zic așa. Deci dacă ați conectat vreodată ceva la televizor sau, nu știu, dacă aveți amplificatorul acasă cu box, ați conectat sau DVD player-ul sau... Orice chestie are multe de astea pe spate. Deci conectorul se cheamă RCA pentru că a fost inventat de firma RCA acum, nu știu, 50 de ani. Pe vremea când RCA era, cum ar fi RTE-ul în Irlanda, deci o mare, mare companie. Și pe vremea posturile de televiziune, pentru că televiziunea era la început, făceau și televiziune și programele de sine și aveau și inginerii și inventau și standarde despre video și audio și făceau și cabluri și nu făceau alte chestii. De-aia, în fața să cheamă RCA. Cum spuneam, a fost inventată pentru electrocasnice, deci pentru domeniul neprofesional, dar pentru asigurarea compatibilității, foarte multe scule profesionale au și mufe RCA. Inclusiv mixerul vostru de sunet are foarte multe mufe de tipul celor de care am vorbit săptămâna trecută și are și câteva mufe RCA, ca să poată fi conectat și la echipamente, cum ar fi un iPod sau chestii normale. Indiferent ce fel de date sau ce fel de semnal trece prin ele, tot arată la fel, diferența este culoare. Deci roșu de aici, și cu roșu, nu prea se vede, roșu de pe monitor, e ceea ce spune ce se întâmplă de fapt pe mufa aia. Și dacă vă aduceți voi aminte, nu știu, iarăși, dacă ați văzut pe acasă în echipamentele audio, avem alb și roșu, și alea sunt pentru stereo, unii dreapta, unii stânga. Cei care sunt, nu, aveți echipamente mai moderne, poate v-ați conectat vreodată DVD player-ul la televizor cu cablu pe componente, și alea roșu, albastru și verde. Cine a lucrat vreodată cu cutii de set-up-boxe de satelit, dar mai pe vremuri sunt ea, mai vechi satelitul. Avea un capul galben, era semnalul video și tot așa. Deci culoarea spune ce se întâmplă pe mufa aia. Mufele se văd absolut la fel. Nu e izolat. Deci de asta este o problemă foarte mare dacă ați fost vreodată la, nu știu, vreau să zic petrecere, dar un loc unde era un amplificator audio și lumea conecta chestii cu amplificatorul pornit, poate ați observat că la mufă, pinul central e mai lung decât carcasa și carcasa este cea care protejează împotriva influențelor. Deci dacă veniți cu mufele aceea și o împingeți ușor, la început o să pâzi rău de tot și după aia când atinge și carcasa asta, contactul ăsta, se face mici și seama de numai muzica de pe fir. De asta nu e folosit în domeniul profesional, pentru că în domeniul profesional trebuie să le tot conectezi, deconectezi în timpul conceptului și nu poți să pâzi să măsurzești mulțimea cu parazit. Și cred că am ajuns la fix, deci în teorie este fără 10, în practică cât timp avem de fapt, Bogdan? 5 minute. Mai avem 5 minute, deci cred că e rândul meu să treacă la cameră. Iar eu am să mă duc să aduc Lada, că este aici, după colț, să mă întreb niște fire. Ăsta plec o să adorm, dar acum nu mai e problemă că am terminat cu... Ok, bun. Avem o veste bună vis-a-vis de Lada, am zis că înțeleagă nouă de bara capul colului, ceea ce înseamnă că ne-am pus toate chestiile de la media acolo și sper să nu mai dispară, să nu mai fie luate în picioare sau... Deci nu intrate de rău. Poftim? There's a new box, I saw it downstairs. There's a new furniture. Yeah. Which I have yet to add latches to, and put it down. Mm-hmm. Aici. Și ia să punem niște întrebări. Ok. Deci ca să vă dau un prim exemplu, să-l dau de mână în mână. Ce e ăsta? Că am vorbit de data trecută. Wasn't here. Audio jack. I just remembered.
I don't want okay. The jack or phone connector, and then what can you tell me about this particular jack connector? Well, if I have one of those for a piano, the balance. This is the balanced one, or CPU as you would call it in the, you know, in the non-professional world, because it has three contacts. So this is actually an adapter between RCA and jack, so you can actually take this and show it to each other. And this one is actually for connecting two cables which have jack connectors at the end, so it has like female connectors on both ends, and you connect them. Make them longer? Yes, to make them longer, for example. And now I'm going to ask you to guess, or to hopefully not guess, hopefully actually tell me things. So these are all known. Okay, let's try these ones. Oh boy, somebody don't respect this video. So what's this one? Speak on. Really? Any other opinions? Is it not? I thought it was, yeah. Yeah. Keep your idea. I'll show you another cable that you will compare. So his idea is that this is speak on. Any other vote? Yeah, you can even like hold it if it helps. Okay. But you weren't here last time. Well, it's No. Yeah, this is the one you just showed us. Yep, so yeah. Gold. It's a yellow color. I wouldn't call that gold. It's pretty close to a microphone. Yeah. Yes, it is a kind of cable usually used for microphones, but but I'm looking for the connector name. It's an extension. Which one? The one with the is that size or whatever color that is with the ring. Blue. Yeah. Okay, blue. Then it is blue. Okay, so if you have no ideas, so the big chunky metallic connectors are called XLR connectors, and she was right saying that. Românește, că sunt folosiți la cablu pentru microfon și că de ce microfoanele au astfel de mult. Bun, acum, Liviu a avut părerea că ăla ar fi speak-on. Pe tine țin să-l împun. Dacă îmi permite să le pun pe Liviu, o să-i arăt. Deci, hai să stau în față. Hai, ultimele 30 secunde. Deci, Liviu spunea că ăla este speak-on și atunci asta ce-o fi? Ca și fost la el după ecran, cu două minute. Yeah, that's the thing, speak-on. Yeah. Okay, so this is speak-on, and you know, you don't even have to remember like the color or the shape. Speak-on is the only one in which, I don't have, both genders are all plastic. So you can touch this all you want, you will not get a shock. Because this cable actually, you know, in this cable, usually have high voltage. So that's why you can immediately tell speak-on apart, because it's completely plastic, whereas those ones have exposed metal. Asta e chestia cu speak-on. Și asta e pentru difuzoare, ăla e pentru microfon. Okay. Da? Gata? Bun. Mulțumim frumos și să ne vedem cu bine data viitoare, fie ea vineri sau sâmbătă. Urmează să aflăm cât.